Toate zilele bine te voi cuvânta și voi lăuda numele Tău de moarte. Miluiește-ne pe noi. Îngerul Domnului s-a arătat în vis lui Iosif zicând: scoate
Scoală-te, ia pruncul și pe mama sa și fuge în Egipt și stai acolo, până ce îți voi spune eu, căci Irod are să caute pruncul ca să-l omoare. Iar el, scurându-se, a luat noaptea pruncul și pe mama sa și s-au dus în Egipt. Și au stat acolo până la moartea lui Irod, ca să se împlinească cuvântul spus de Domnul prin prorocul care zice: Într-o mur s-ai stă. Yeah.
Pașilor și Mitropolita Rodrei și Bucovine, pe care dăruiește Sfintelor Tare Biserici. Care cu puterea sa, care cu puterea sa, părinților, fraților, ostenitorilor, ctitorilor, donatorilor, binefăcătorilor și închinătorilor Sfântului Lucașului acestuia, autorităților locale, profesorilor, studenților, elevilor, copiilor și tineretului celui binecredincioși de pretutinderea, binecredincioșilor creștini care sunt prezenți în această sfântă prăznuire, și celor care poartă numele Sfântului Preacuviosului Părintelui nostru Nicodim, cel Sfinții de la Tismana, dă-le, Doamne, sănătate, zile delungate, mântuire și întru toate bunăsporire, și îi păzește într-un mulți ani. Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Fiind pus sub protecția Sfântului Nicodim de la Tisman, de aproape 4 decenii, când s-a călugărit la mănăstirea Cultna, el este călugăr de la mănăstirea Cultna, îl rog pe Dumnezeu ca pentru rugăciune Sfântului Nicodim să-i dea sporită sănătate că de aceasta are nevoie ca să-și poată împlini și următorul proiect și să poată face din mănăstirea Hardenburg ceea ce și-a propus cu ajutorul ucenicilor care îi sunt foarte dragi sufletului Sfinției sale și cu ajutorul fraților voastre care veniți la mănăstirea Ardenburg. Se prezește mare bucurie, mare binecuvântare odată cu bucuria nașterii Plâncușorului nostru Iisus Hristos și bucuria de astăzi, în primul rând, prezența ierarhului. Mulțumesc Bunul Dumnezeu pentru această mare binecuvântare, pentru slujba arhierească. Preasfinția voastră, de fiecare dată, ați adus multă bucurie, multă binecuvântare. Se vede cum prosperă lucrurile în această frumoasă mănăstire a Maicii Domnului, în dealul mar. Atât timp totul s-a făcut cu blagoslovenie, cu binecuvântare. În idealul Sfântul este să recunoaștem că preasfinția voastră ați fost și arhitectul locului, repet. Și pe timpul atât de frumos
și bine a știut să faceți totul cum ar trebui într-o viață de oștie, într-o mănăstire. Astăzi este o bucurie și pentru oștia noastră, fiindcă paraclisul acesta îl servează unul din celelalte hramuri, fiindcă acest paraclist a fost blagoslovit să aibă protector doi mari sfinți, Sfântul Ierarh Nicolae și Sfântul Preacuvios Pântenicodim, cel sfințit de la Tismana. Bun, iată că am ajuns bucuria de astăzi, Sfânta noastră mănăstire, paraclist acestei frumoase catedrale, cum o numea prea fericit în prezenția voastră, când a fost la noi după ce a fost înscaunat ca patriarh, așa a numit această biserică, frumoasa catedrală de la mănăstirea Hadâmbu, unde cinstim și sărbătorim cu mare cinste și evlavie protectorul acestui paraclis, Sfântul Nicodim, care e mila lui Dumnezeu, eparhia noastră a Moldovei este destul de mare, destul de mare. Și doar în altă răsățită și prezenția voastră, nu ușor vă este. Și nu vă uitați, observ că ne dați niște pilde vii și în altă răsățită și prezenția voastră. Vă mulțumesc încă o dată, prezenția voastră, pentru darul care ne l-ați oferit astăzi. Vă mulțumesc, prezenția voastră, încă o dată. Hristos Dumnezeu să vă răsătească atât prezenții voastre, cât și preacuvioșilor, preacucenicilor, părinți care se vede lungul care țin la mine cei care au slujit în sobor.